Care, doamnelor și domnilor, este o altă exclusivitate a emisiunii noastre, pentru că vine de la Dubai, unde a fost laureată la un festival de modă, se numește Diamond Fashion Week Dubai, care s-a ținut la etajul 73 al unui dintre hotelurile emblematice din centrul, din inima Dubaiului. E adevărat, Alice Mecker se află alături de noi. Săru mâna. Bine v-am găsit. Vă rog frumos acasă, ea este, acum e puțin emoționată că n-a mai fost la TV, da. Deci trimiteți-i toată energia bună, pentru că totuși trebuie să vă uitați bine la colecția pe care o va arăta, pentru că a câștigat premiul pentru cea mai extravagantă colecție, da? Da, sigur, pentru cea mai extravagantă colecție. Cum a fost la Dubai? A fost o experiență de neuitat, sigur. M-am pregătit special pentru acel eveniment cu colecția ce urmează. A fost creată cumva să fie la înălțime. Și premiu a fost la etajul 73, exact. Dar și la înălțime. Iar... ca dovadă că a venit premiu. Păi hai, sigur, să nu mai stăm mult de vorbă. Hai să vedem fetele frumoasele care vin să prezinte colecția. Și o să mai vorbim printre ele, printre modele, despre această așezare interesantă. Texturi, da, chestii, texturi, socotel, materiale, sigur. Hai să vedem. Lumină blândă pe sală, cum spunea poetul. Să-i dăm drumul. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Voaluri. Este... vedem a doua tură. A, mai avem o fată. Da, da. Hai să vedem, doamne, domnilor, fetele frumoasele, până atunci însă și până când sunt și alte modele pregătite. Dacă e pregătită, putem să vorbim. Dacă nu, Nicola, din culise, trebuie să răspundă dacă îți place. Și noi am avut și niște discuții în culise, da, în cabină. Da, sigur. Îi spuneam că vreau să văd neapărat o ținută. Mi-a spus că să aștept, că la final undeva este. Da, este fix. Dar ultima. În general toate ținutele majoritatea sunt deosebite. Sunt, da, altceva față sunt de ce am văzut. Da, sigur. Foarte frumos. Pentru ai o groază de chestii acolo aplicate pe... Da, majoritatea sunt aplicate manual. Foarte majoritatea frumos. Materialelor sunt naturale, prefer materialele naturale, sigur, și bineînțeles procurate din Italia, Dubai. Foarte frumos. De la mama mea, care este plecată de 20 de ani în America, multe le primesc de acolo și chiar sunt unicate. Foarte tare. Și atunci ajută materialul mult. E foarte bine. Că am făcut și eu asta de mult și este prea multă muncă și m-am lăsat. Este, dar este frumos în același timp. Da, de pasiune nu-i niciodată prea este multă muncă. Este și pasiune și sigur... Da. Extravaganță puțin, chiar pentru Dubai. Da, așa este, se potrivește, pentru că Dubai întotdeauna înseamnă foarte multă strălucire. Dacă mai avem și următoarea rundă de ținute, o așteptăm. Prin urmare, hai să intre fetele, dacă nu sunt trebuie gata. Trebuie să mă faci atentă la ținuta aceea pe care vreau eu să o văd, da? Da, sigur, este chiar ultima. Acum, hai că s-a lăsat lumina, sunt deci gata, e de bine fetele, să vedem sigur. Fetele.
say that money cannot buy happiness? Doamnelor și domnilor, foarte frumos, foarte frumos. Alice Mecher este alături de noi. Hai să mai vedem. Deci care era ținuta ta preferată, Nicola? Ultima. Ultima, da? Regina balului, ca să zic așa, da? Sau regina, da? Da, acum și... nu cred că mai știi care. Auzi, dacă m-ai văzut, eu și dansam pe aici și dansam ceva ce am învățat la Zumba. Da, bă, și muzica mi-am pregătit-o. Da, și muzica am pregătit-o. Mai avem o ținută? Nu mai avem. Nu mai? Da, regia nu știe să calculeze, doamnelor și domnilor. Pentru seriile răcoroase de la Dubai avem guleraș. Nu trece nimic de guleraș. Foarte frumos. Este o rochie extravagantă, sigur, este rochia mea de suflet, cumva. Adevărul e că e spectaculoasă. Da, este pentru un eveniment sofisticat, sigur. Da, e foarte bine, foarte frumos, felicitări. În viitor, ce urmează, Alice? Păi, printre proiecte am un magazin online, îl pregătesc acum cu toate colecțiile mele și voi fi prezentă în 7 iulie la Kids Summer Fashion Week pe Malul Mării, unde pregătesc o colecție specială pentru adolescenții zilelor noastre, care se va numi Generația Z fără măști. Va fi interesant și acolo. Îți mulțumim foarte mult, felicitări, foarte interesant. Nicola rămâne alături de noi. Faci ceva roz să mă anunți. Da, sigur, doamnelor și fac și roz. O licuță din roz trebuie să fie întotdeauna. Mulțumim, după pauză ne întâlnim cu principele Nicolae și cu Nicola și coarda fermecată.